am curaj să spun că poate ghidul acestei zile de sâmbătă la Gaudamus, ceasul pe care vi-l propune editura Humanitas, de acum începând și până mai încolo spre 4, va fi cel mai frumos. E un ceas al poeziei. Și vom începe ceasul poeziei, anunțându-vă că editura Humanitas a încheiat seria celor trei mari clasici pe care ne-am propus-o și pe care v-am promis-o cu ceva timp în urmă, atunci când au apărut Creangă și Caragiale. Astăzi suntem aici pentru volumul Eminescu, așa cum l-a croit, configurat, gândit Cătălin Cioabă, pe el îl știți deja pentru mărturii despre Eminescu, și alături de mine sunt pentru a marca acest moment cu sens de plin în portofoliul Humanitas, Ioana Vârbulescu, Dance Mihăilescu, iar undeva spre 3:20 mi se va alătura și Andrei Pleșu pentru un audiobook Mihai Eminescu, selecție și lectură Andrei Pleșu. Eu o să fiu foarte scurtă vorbind despre volumul îngrijit de Cătălin Cioabă și am să țin să-i subliniez două dintre merite. E, sigur, în primul rând, un merit l-aș numi filologic, care vine din criteriul de ordonare pe care l-a asumat îngrijitorul ediției, care e criteriul cronologic, și, într-un al doilea rând, din aparatul de note, care, fără să fie academice, sunt note pline de informație, sunt narrative și în măsură să refacă un context. De ce spun că a așeza în ordine cronologică e un merit? Pentru că, de fapt, abia așa avem imaginea acelui drum care este opera, creația unui scriitor. Gândiți-vă la ce simțim în fața unor tablouri. Vă dau un exemplu, e personal. Mi-a plăcut totdeauna Van Gogh, ori de câte ori am picat pe unul dintre tablourile lui. Dar adevărata descoperire a lui Van Gogh pentru mine a fost călătoria pe care am făcut-o la muzeul de la Amsterdam, care îl așeza de la un început la un sfârșit. Să știți că atunci când vorbim despre scriitori, întrebările metafizice grave de unde venim, încotro ne ducem, au alt miez. Și cu adevărat, această așezare a poeziilor lui Eminescu ne ajută să prindem miezul. Am promis că eu voi fi scurtă, țin doar așa scurt să-i mulțumesc lui Cătălin Cioabă pentru toată munca și mai ales toată dragostea pe care a pus-o în spatele acelei cărți și trec mai departe înspre Ioana Pârvulescu, care e de două ori cu noi aici, în acest ceas al poeziei, veți afla un pic mai încolo. Mulțumesc, Livia!